Știu că citește acolo. Oracolul întunecat. Am găsit-o pe podea. Controlează-ți destinul. S-a întors. E de rău, am avut cel mai urât coșmar și controlează-ți destinul nu sună bine. Oh, mi-aș dori să dispară. Ai spus că trebuie să comunicăm, așa că ți-am spus. Știu, dar... mă așteaptă o zi frumoasă și nu vreau să strice tot chestia asta, așa că mai bine nu-mi spune bine, poate dacă nu citesc nu mă va afecta. Kelly? Nu vreau să știu. Ba, cred că vrei. Ce? Ce s-a întâmplat? O scrisoare de dragoste. Mai trădat. E vina benzilor desenate. Nu putem permite așa ceva. Oracolul întunecat. Întâlnirea pătrarului de lună. Liceul David Crombie. Bună, Kelly! Bună, Jack! Ne vedem după ore? Desigur! Desigur! Scuze! Autobuzul pleacă de aici la ora 7:30 fix. Știu că e devreme, veți rata somnul de frumusețe, la fel și eu. Dar dacă nu sunteți acolo, autobuzul pleacă fără voi. Hei, Kelly! Tu de ce nu mergi? Credeam că-ți place teatrul. Îmi place, îmi pare rău să-l ratez, dar mâine are loc o strângere de fonduri. Oh, da, licitația. Am pus ochii pe tricoul ăla vintage cu plaja Myrtle. Oh, da. Ai grijă. Voi licita eu în locul tău. Cât de mult vrei să oferi? $5. S-a făcut. E important să menționez că nu va fi o cerere mare. Oh. Kelly! S-a întâmplat ceva? Nu, dar abia aștept. Mă bucur, dar ea privește. Ciudat. Mai mult decât ciudat. Pare a fi ritualul unui cult sau așa ceva. Bună, Lens. Bună, Sage. Ești jalnic. Nu-i vorba numai despre mine. Are legătură și cu tine, bine? Trebuie să ne ocupăm împreună, fiindcă a revenit. Va trebui să te ocupi tu, fiindcă eu am o întâlnire. Ce-a revenit? Nimic. Ei, ce-a revenit și de ce trebuie să vă ocupați? Nimic. O erupție? Nu, Dizzy, nu o erupție. Așa, ce avem până acum e în sala de sport. Vreau să știu dacă mai sunt și alte lucruri. Kelly, ne poți face o actualizare a grupului tău? Kelly, ne poți face o actualizare? Donațiile! Donațiile! Ah, da! Da, donațiile! Mă ocup eu, grupul meu are cele mai grozave lucruri și le aducem mâine. Ne-am ocupat de tot. Bine, super. Cine poate sta mâine după ore să mă ajute? Oh, eu! Kelly! Scuze, revin într-o secundă. Mă mai lași 20 de minute? Credeam că mă conduci acasă. Te duc, dar... Te-am așteptat de o veșnicie. Mă întorc îndată. Jack, las o baltă. Magazinul de animale. Spune-mi adevărul. Nu-i niciun adevăr.
vrei să se întâmple cu Jack, trebuie să faci să se întâmple. Cum? Mary va merge în excursie, fă-ți intrarea atunci. Nu pot face asta. De ce nu? Fiindcă e o fată de treabă și nu pot fura prietenul nimănui dacă e plecată în excursie. Oh, haide! E evident că au probleme. I-ai auzit vorbind. Trebuie să faci ca lucrurile să se întâmple. Fii mai... activă. Manipulatoare. Nu pot fi manipulatoare. Indiferent cum ai fi, trebuie să-ți controlezi destinul. Controlează-ți destinul. Ce e? Nimic. Hei, bună, scuze că am ratat finalul. Nu-i nimic. Trebuie să fug, dar mă poți suna mai târziu să mă ții la curent? De fapt, lucrurile pentru licitație trebuie să ți le arăt, dar cred că ar fi mai bine să ne vedem la mine mai târziu. Da, e super. Trebuie să iau cina la Mary, dar cred că pot ajunge pe urmă. Desigur, ar fi grozav. Super, ne vedem mai târziu. Nu-i rău pentru cineva care nu-i manipulatoare. Dacă ai fi pomenit de excursie, mi-aș fi amintit. N-ai pomenit. Ți-am spus! Îmi amintesc perfect. Am curățat raftul din secțiunea C și băiatul de la livrări, cel cu dinții ciudați, tocmai plecase și eu purtam tricoul verde preferatul Sage. Meu. Vinerea e cea mai plină noapte. Cine mă ajută? Bună! Lens? Detest să-ți cer ceva, dar trebuie, fiindcă vreau să-mi faci o favoare enormă. Poți? Da, desigur. Trebuie să ajung la piesa de mâine. E un fel de excursie a clubului de teatru, dar autobuzul pornește foarte devreme și mă întrebam dacă ai putea lucra aici mâine după ore. Eu, da, dacă mă vei ajuta și îmi vei spune ce trebuie să fac. De fapt, nu pot. Autobuzul se întoarce târziu, cam pe la ora 11, iar magazinul se închide la 9, așa că nu pot lucra mâine. Și nu pot lucra nici astă seară, fiindcă am de predat mâine un eseu înainte să plec și nici măcar nu l-am început. Asta e problema. Mare problemă. Dar acum ești aici să salvezi ziua, ceea ce e perfect. Îți plac benzile desenate? Sunt viața mea. Poți lucra astă seară și mâine da, seară? Da, desigur. Îți arăt cum stă treaba. Poți face și curățenie dacă vrei. Pa! Mă simt ca o toantă. Îl cunosc pe Jack din clasa 8-a. A fost enervant pe atunci. Îți amintești? Nu prea mai amintesc din clasa 8-a. Iar acum e atât de... N-am mai simțit așa ceva pentru el. N-am mai simțit așa ceva pentru nimeni. Ce crezi că ar trebui să fac? Ar trebui să-i spun ce simt sau să-mi țin gura? Îți închid eu gura. Adică să-i spui cuiva ce sentimente nutrești pentru el ar putea fi sărutul pieirii. Da, cred că ai dreptate. Dacă te deschizi în fața lor și le spui ce simți cu adevărat, riști ca persoana respectivă să te privească precum cel mai mare ratat al planetei. Da. Sau chiar mai rău, îți poate râde în față. Bine. Sau te poți defăima în fața unor străini. Am înțeles, Dizzy. Pățești. Mai bine plec. Ce faci? Sunt în ordine alfabetică. Regret, dar neamul ticăloșilor din a 16-a dimensiune face ravagii acum. A primit 5 stele în revista Regii Întunericului. Ar trebui să fie aici, unde lumea o poate vedea. Bine. Dacă se vinde... Mai face furor și oracolul întunecat. Oracolul întunecat? Da. N-am auzit de ea. Și dacă n-am auzit, înseamnă că nu există. De ce nu mă vrei? Hmm.
Intră dacă îndrăznești. Lumea crucea vieții. N-ar trebui să lucrezi? E grozav, nu? Se numește crucea vieții. E ca și acea gravată în ușă. Sunt identice. E cam ciudat, nu? Nu te plătesc să stai pe net. O, mă plătești? Super! Începem licitația de la 2 dolari? Cu siguranță cineva va da mai mult. Sigur! Ce culoare frumoasă! Nu cerem mai mult pe ea. Domnul Slide repete. Nu pune întrebări. O carte cu rețete mexicane? Trebuie să o am. Hei, am vrut eu cartea asta. Serios, ador mâncarea mexicană. Serios? Și eu. Ar trebui să-ți prepar chimichangas. Prepar niște chimichangas delicioase. Nu cred. Ba da, serios, am preparat odată pentru Mary. Dar n-au ieșit atât de bine. Nu e adepta mâncărurilor picante. Voi sunteți împreună de ceva vreme, nu? Da, de 6 luni. Pare o fată de treabă. Drăguț din partea ta că nu pomenești de cearta de azi. Sunt sigur că toată școala a auzit. A fost doar o ceartă. Am cam avut parte de așa ceva în ultima vreme. Toată lumea se ceartă. Trebuie să porți o discuție. E ceva personal. Nu, nu cu mine. Cu Mary. Oh. Să vorbești cu Mary. Aș vorbi, dar nu știu ce problemă are. E atât de nesigură dintr-o dată. Mă sună din minut în minut. Dacă sunt online, intră și ea. Mă întreabă mereu dacă e drăguță. Mă scoate din țărită. Nimic din ce spun nu o mulțumește. Cred că totul începe să se destrame. Știi vreun motiv pentru care e nesigură? E stupid, adică crede că nu sunt atras de ea. Dar dacă nu stau cu ea toată ziua, nu înseamnă că nu mă atrage. Mă acuză că mă întâlnesc cu alte fete. N-aș înșela-o pe Mary. Ei i-ai spus? Aproape. Am cam evitat să vorbesc despre asta. Firește că e nesigură. Dacă aș crede așa ceva despre prietenul meu și n-aș ști motivul, și eu aș avea gânduri. Știi, îmi pare rău. Nu. Nu-i problema mea. Nu, nu. Ai dreptate. Nu. Merg acasă să Nu, 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 nu. Adică nu. Nu la telefon. Ar trebui să vorbiți față în față. Da, bine. Mâine atunci. Ne vom întâlni în stația de autobuz. Voi vorbi atunci cu ea. Da. Bine. Bună idee! Mulțumesc pentru sfat! O, da, oricând! Pa! Kelly! Uite, am găsit ceva interesant astă seară. Lucrez la peștera jucătorilor. Poftim? Și... Da, și în fine... Nu crezi la peștera jucătorilor? E o legătură ciudată între benzile noastre desenate și magazin. Un simbol ciudat pe ușa biroului lui Doyle, care e identic cu cel din carte. Trebuie să intrăm acolo. Răspunsul benzilor desenate e în spatele ușii. Lens, trebuie să mă trezesc de vreme. Bine, uite, e aici undeva. Unde, unde? Da, da. Uite, ăsta e. Ăsta e simbolul, identic cu cel de pe ușa lui Doyle. Am făcut niște cercetări. Se numește crucea vieții. E simbolul vieții materiale și eterne. Și ce? Și ce? Bine. Bine. Voi pretinde că n-avem nicio problemă. Acum nu mai e vorba numai despre tine și Jack. Ah. Nu trebuia să-i dai niciun sfat lui Jack. Ce era să fac? Să tac? Era supărat. Hei, ăsta e grozav! Bună! Bună, cum ești? Grozav, mă simt mult mai bine. Îți mulțumesc. Hei, Doyle! Doyle?
Lenz? Lenz, ești aici? Tipic, nu pot să cred că n-a încuiat. Bine ați venit la întâlnirea pătrarului de lună. Vreau să le mulțumesc voluntarilor pentru donațiile de anul ăsta. Am strâns $425. Și n-aș fi reușit fără ajutorul ei. Vreau să-i mulțumesc lui Kelly Stone. Bravo! Wow! Vreau adevărul. Nu-i niciun adevăr. Nu-i niciun adevăr. Pe poteca aerului, o pasăre nehotărâtă. Lanțurile nu mă pot ține. Cheile nu mă pot închide. Caut oameni ca mine și mă alătur săracilor. Res videtur. Gravis. Cât de bine ne înțelegem? Nu pricep. Cum de nu vede că Mary nu-i de el? Ar trebui să fii cu mine. Ar trebui să fie cu mine, nu cu ea. Hei! Hai să mergem. Te conduc acasă. Regret, omule, am pus la o parte vechile postere și cred că am adormit. Cred că ar trebui să merg acasă. Mă ocup eu de asta. De ce ai venit acolo? Ce pui la cale? Nimic, am adus posterele vechi, omule. M-am blocat înăuntru, te-am așteptat și am adormit. Mâine nu mai avem nevoie de ajutor. Nicio problemă, ne vedem. Puțin timp până ajunge autobuzul lui Mary. Vrei o ciocolată caldă? Da, aș vrea. N-am cești. Lenz mă scoate din minți. El trebuia să se ocupe de asta. Nu-i nimic. Tu le speli, eu le șterg. Ciocolata asta caldă e grozavă. Știi ceva? Ești extraordinară. Ai idee cât ești de frumoasă? Simt că s-a creat o legătură între noi. Știu, simt și eu. Arăți atât de bine. Cred că ar trebui să strâng pe aici. Lasă-le, hai aici. Cum rămâne cu Mary? Care Mary?
Kelly, ascultă, trebuie să plec autobuzul lui Mary, trebuie să ajungă și ne vedem. Bună, Jack! Ei, n-ai ieșit atât de bine precum în carte? Lasă-mă! Vrei să știi cum am petrecut seara? N-a fost tare grozav. Lasă-mă! Măcar n-ai fost blocată într-o cameră cu tarantule și șopârle și un grup de ciudați și o pasăre fără viață care, totuși, zboară. Am spus lasă-mă. Fiindcă, știi tu, o pasăre care prinde viață nu e mare lucru. Serios. Întâlnirea Calea Unită la 3:45. Jack. Au dublat în limba română Iulia Tohotan, Răzvan Dicoveanu, Paul Zurbău, Sorin Ionescu, Ioana Părneș, Cosmin Petruț, Petre Ghimbășan, Alexandru Rusu, Ioana Dagău. Traducerea și adaptarea Corina Petric. Regia Gabriela Codrea și Adrian Moraru. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI.